Bună seara și bun găsit la subiectul zilei. Ne propunem o temă interesantă și importantă pentru comunitatea locală din Arad. Este vorba despre Gala Voluntarului din 2013. O primă ediție a unui eveniment care promite să fie un eveniment de succes. Avem alături de noi în această seară pe doamna Elena Lăslean. Bună seara! Bună seara! Care este managerul unei firme de succes și de tradiție în Arad. Ne bucurăm să vă avem alături. Numai puțin mă bucur să fiu în studioul dumneavoastră, cu mare drag. Mulțumim și avem alături de noi și pe doamna Ramona Crețu, organizator eveniment din partea Primăriei Municipiului Arad. Bună seara! Bună seara! Am să încep cu Ramona Crețu, pentru că ne poate oferi detalii pentru o bază de discuție, o discuție care s-ar putea să fie importantă, să se dovedească importantă prin prisma aportului pe care îl va aduce acestei comunități. Să începem cu acest eveniment, cu Gala Voluntarului 2013. Ce înseamnă acest eveniment, cum a luat ființă și mai apoi continuăm. Gala Voluntarilor a devenit o tradiție pentru Arad, se află la cea de-a treia ediție, se va desfășura vineri 20 decembrie la Teatrul Ioan Slavici, începând cu ora 18. Pe această cale invităm pe toți arădenii care doresc să vină să-i se aplaude pe cei care au excelat în domeniul voluntariatului, să ni se alăture în acest demers. Ce își propune Primăria Municipiului Arad împreună cu două asociații care organizează acest eveniment? Ne propunem să aducem în fața arădenilor acei oameni simpli, acele asociații, fundații care preț de un an au excelat în domeniul voluntariatului, care au avut acțiuni în sprijinul comunității. Am înțeles că în cadrul acestei gale se va lansa un concept nou, un proiect nou. Despre ce este vorba? Da, Primăria Municipiului Arad va iniția un proiect de anvergură, ambițios, îi spunem noi. Este vorba de înființarea unui centru de excelență pentru elevi. Este o premieră pentru zona de vest a țării. Un proiect care va fi coordonat de Consilierul Municipal Glad Varga, alături de o echipă numeroasă, sperăm noi. Ne propunem ca la această gală să lansăm un apel către societatea civilă, către agenții economici, către instituțiile de învățământ superior din Arad, să ni se alăture în acest demers. Ce își propune acest centru de excelență pentru elevi? Primăria Arad deja a alocat un spațiu în centrul Aradului, unde va funcționa centrul. Vor exista spații dotate cu calculatoare, cadre didactice, care se vor afla la dispoziția acelor elevi cu potențial, care doresc să se pregătească și au nevoie de suport. De suport financiar, dar în aceeași măsură și de suport moral și, bineînțeles, didactic. Și așa se explică și prezența doamnei Elena Lăslean aici în seara aceasta, pentru că dorește să se implice, iată, în acest centru de excelență. Care este know-how-ul? Care sunt posibilitățile dumneavoastră pe care vreți să le puneți la dispoziția acestui centru? Și mai apoi vom vorbi și despre exemplu pe care trebuie să-l dăm în această seară celorlalți antreprenori și oameni de succes ai Aradului care să vină și ei alături de dumneavoastră în acest frumos proiect. Așadar, ce v-ați propus când ați auzit despre acest proiect, acest centru de excelență pentru tineri? Da, ce pot să vă spun este că această propunere a venit peste un gând mai vechi de al meu. Eu fac parte din acei oameni care cred că viitorul poate fi modelat cu înțelepciune de către noi, cei care am trecut prin viață într-un mod frumos și am putea să fim un exemplu pentru cei care doresc să aibă o carieră asemănătoare. Cineva care a cunoscut succesul și care a avut o traiectorie plăcută poate să transmită, un îndemn la succesul frumos, la curajul de a aborda niște, domenii care poate în mintea tinerilor sunt inaccesibile. Sunt provocări, poate.
prea mari pentru un tânăr fără experiență. Da. Ceea ce a făcut domnul primar, eu nu pot decât să salut și să îl felicit și maniera cea mai, eu știu, firească de a arăta că sunt alături este să declar public și deschis că voi fi primul, eu știu, personaj, primul om care... cu experiență în activitatea managerială se alătură acestui nobil țel. Deci Vlad Vara va avea în mine, zicem, un consilier, pentru că cred eu că așa cum eu am reușit ca dintr-o tânără fără posibilități materiale deosebite, dintr-o familie modestă, zic eu, dar cu principii morale foarte sănătoase și cu dragoste de frumos și de, eu știu, principii sănătoase, am reușit să conturez un nume de succes. Așa pot foarte mult să facă lucrul acesta. E important să îi încurajăm, e important să îi îndrumăm, e important ca oameni care pot să facă lucrul acesta să o facă și să dorească ca viitorul nostru să fie mai frumos și mai adevărat prin acești copii care pot să înflorească într-un mod atât de plăcut. Vedeți, vorbele dumneavoastră vin foarte plăcut într-un context în care la o altă emisiune, Subiectul Zilei, la cea de ieri, discutam chiar despre implicarea oamenilor din domeniul afacerilor, managerilor de succes, implicarea lor în comunitatea locală. Iată și primul exemplu bun, chiar la o zi după acea discuție pe care am purtat-o aseară cu doamna Adela Cristea. Iată un exemplu foarte bun aici la Subiectul Zilei. Eu voi fi acolo și voi fi deschisă pentru orice, eu știu, întrebări sau nelămuriri sau pentru că foarte mulți tineri încă și în această postură în care, să zicem, nu am neapărat locul într-un organism, într-o organizație dedicată acestui demers, mă întreabă cum se ajunge, cum se face, cum sunt fete care își doresc să facă carieră în modeling, sunt fete care își doresc să fie designer de succes, sunt băieți care își doresc să facă carieră în modele și mai departe. Sunt foarte multe domenii care pot fi accesate. Eu zic că trăim într-o lume în care acum, mai mult ca oricând, posibilitatea de a te afirma doar cu mintea ta este, după mine, mult mai mare decât a fost altă dată, pentru că am ieșit din epoca în care dezvoltarea materialistă a lumii a fost clar dominantă și am trecut într-o epocă în care știința de a te dezvolta, adică până la urmă capacitatea ta ca și individ de a trece peste niște obstacole, de a-ți depăși condiția, este mult mai pregnantă și aici cred eu că e foarte important ca oameni care au capacitatea de a transmite niște informații să o facă și eu sunt sigură că vom reuși să fim o echipă de, eu știu, tineri maturi care să fim cei mai buni prieteni ai tinerilor care doresc să ajungă ceva în viață, care au un vis frumos și noi să-i, doar așa, să fim pe acolo, pe lângă ei, să-i putem direcționa. Mă uitam într-o seară la un interviu cu Gheorghe Hagi, pe care am avut onoarea să-l cunosc și frumoasa lui familie. Cât de mult contează ca cineva care a avut rezultate să poată să facă o școală de o academie de fotbal, cum se zice. Este foarte important ca acel know-how să treacă de la o generație la alta. Trebuie să vă întrerup, vom reveni la ce înseamnă transferul de know-how și la ce înseamnă statutul tinerilor și profilul tânărului din ziua de astăzi, dar trebuie să vorbim și cu Ramona Crețu despre felul în care au
venit sponsori alături de dumneavoastră, felul în care ați lucrat cu acele ONG-uri pe care putem să le numim, din păcate sponsorii nu putem să-i numim, dar ONG-urile care au lucrat putem să le numim și să știm mai multe despre cât de simplu sau de dificil este să organizezi un astfel de eveniment în Arad și dacă a sosit sau nu vremea unor astfel de evenimente în peisajul arădean. Da, a sosit vremea unor astfel de evenimente în peisajul arădean. Dovadă stă doamna Elena Lăslean, care de altfel este și primul susținător declarat al acestui proiect ambițios, Centru de Excelență pentru Elevi. De asemenea, am primit susținere din partea celor două universități arădene, care își vor pune la dispoziție atât cadrele universitare, dar va exista și un suport financiar. De asemenea, există o mare deschidere și din partea agenților economici. Este foarte clar că oriunde în lumea asta este foarte important să ai sprijinul companiilor. Ori în Arad există această deschidere și tocmai pentru aceea dorim să ne arătăm recunoștința în cadrul Galei Voluntarilor față de acești agenți economici care și-au arătat disponibilitatea de a ne susține în acest demers. În cadrul Galei vor exista 22 de trofee. Sigur, o primă categorie va fi a celor agenți economici care vor fi premiați pentru acțiunile de voluntariat derulate în municipiul și județul Arad. De asemenea, vom premia ONG-urile care și-au implicat sute de voluntari în diverse acțiuni, fiecare vorbim de acțiuni de ecologizare, acțiuni cu caracter cultural, sportiv, acțiuni de ecologizare. Apoi vom premia instituțiile locale care și-au adus și ele aportul. Vorbim aici, ca să dau doar un exemplu, poliția locală, care a făcut foarte multe acțiuni de voluntariat. Apoi m-aș opri la câteva trofee, câteva exemple. Poate pot să pară gesturi mici, gesturi care nu au importanță mare, dar când te uiți la ele sunt de fapt gesturi mărețe. Vorbim, de exemplu, de doi tineri de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, un medic și un angajat, care au pornit într-o expediție în Africa pentru a strânge fonduri pentru copiii bolnavi de leucemie de la Spitalul Luis Țurcanu din Timișoara. Cred că e vorba despre evenimentul acela Flames on Bikes. Flames on Bikes. Da. Va exista și o continuare. Băieții vor porni pe motociclete în America de Sud. Foarte mulți au fost sceptici, mai ales când au auzit că acei bani se vor duce tocmai într-un spital din Timișoara. Ei bine, se vor duce la acel spital din Timișoara pentru că este singurul spital din zona de vest unde pot fi tratați copiii bolnavi de leucemie. Repet, pot părea gesturi mici, dar nu s-au strâns sume colosale. Dar gestul celor doi băieți care au pornit pe motocicletă, eu zic că e un exemplu demn de urmat. Și curajul lor, curajul exact. De a îndrăzni, prima dată cred că a fost visul lor, care este extraordinar de frumos, după care curajul de a-și exact. Gândi pașii cum să ajungă la realizarea visului. Este absolut fantastic și acești tineri trebuie să și făcuți cunoscuți și felicitați, dar mai cu seamă se poate spune tinerilor ce se poate face atunci când îți focusezi toată energia pe o direcție pozitivă și frumoasă. Este doar un exemplu. Veți vedea în cadrul Galei vor fi multe alte exemple care de urmat. Da, mă scuzați că mă întrerup. Apropo de această gală și de situația voluntariatului în Arad, știm că a existat anul voluntariatului și atunci s-a înființat și Centrul Județean de Voluntariat, dar în afară de asta, cum stă Aradul față de alte județe din acest punct de vedere? Care este mișcarea pe plan general în România în ceea ce privește voluntarii și unde este Aradul în acest plan general? Da, sigur, eu zic că a contat foarte mult faptul că în anul 2011, la inițiativa președintelui Consiliului Județean, domnul Nicolae Ioțcu, prin Centrul Cultural Județean s-au pus bazele unui centru de voluntariat în Arad. Atunci s-au creat, practic, premisele pentru ca acești voluntari, pentru că, evident, acești voluntari au existat și înainte de a se constitui acest centru, dar este foarte important să existe o structură, să existe un sprijin financiar acordat anual de Consiliul Județean, unde acești tineri pot să-și desfășoare activitatea, să fie coordonați de cineva, să existe niște acțiuni închegate. Și eu zic că s-a reușit mult în acești 2 ani de zile. Evident, avem
avem multe de învățat. Dacă luăm, de exemplu, modelul Americii, unde jumătate din populație este implicată în acțiuni de voluntariat, sau exemplu Angliei, unde mai mult de 26% din populație susține acțiunea de voluntariat, putem spune că suntem departe. Dar cred că s-au făcut pași importanți. Faptul că există susținere din partea autorităților locale, din partea agenților economici, eu cred că ne va ajuta, mai ales pentru că în anul 2021 Aradul va intra în competiția pentru capitală culturală și sperăm că vom și câștiga această competiție, și este foarte important voluntariatul. De exemplu, Marsilia, care este capitală culturală europeană în acest an, a implicat în acțiunea de capitală culturală peste 2000 de voluntari. Este important ca foarte mulți oameni să concureze pentru o reușită de asemenea talie. Doamna Lăstrean, revin la dumneavoastră și la acel transfer de know-how într-o perioadă în care alții au denumit-o post-industrială. Adică dezvoltarea s-a întâmplat, tragem și foloase și ponoase și acum am ajuns să trebuiască să ne dezvoltăm personal, să devenim ceva mai mult decât am fost până atunci, da, decât niște oameni care mergeau 8 ore la lucru și făceau un singur lucru foarte bine. Care sunt planurile de care trebuie să țină cont un tânăr și cam care este profilul acelui tânăr cu care v-ați întâlnit dumneavoastră? Cam cum îl definiți dumneavoastră pe tânărul din zilele noastre și cam ce ar trebui el să facă să se schimbe spre bine, spre a accepta acest nou val care urmează? În primul rând, trăim în epoca, acum, vorbesc de timpurile actuale, trăim în epoca în care e foarte important să fii ceva, nu să ai ceva. Diferența între a fi și a avea este imensă, pentru că de obicei, într-o abordare superficială a vieții, toată lumea își pune problema să aibă cât mai multe. Experiența a demonstrat, și pentru cine se uită în jur poate să observe, că mulți care au avut foarte multe nu mai au nimic. Pentru că, și de ce? Pentru că e foarte important să ai știința de a te conduce, de a-ți conduce viața, știința de a înota printre greutățile vieții, cum s-ar spune. Dacă nu ești tu însăți bine pregătit, dacă nu ai o forță interioară, dacă depinzi totdeauna de ce ai, de ce primești, la un moment dat, într-o conjunctură economică în care criza care s-a întâmplat i-a lovit pe mulți, cei slabi au clacat. Și aici vorbim de forța pe care o avem noi în interior, și la asta m-am gândit când am imaginat și eu un proiect care se numește Discover Yourself și pe care îl derulez tot sub egida primăriei, în ideea de a transmite tinerilor curajul de a aborda greutățile vieții și de a-și da seama cât de puternici sunt. Problema cea mai gravă este că ei nu conștientizează, cum de fapt nici mulți adulți nu conștientizează, ce comoară au în suflet, ce capacități neexploatate au. Noi am fost obișnuiți de pe vremea comuniștilor să primim salar, să primim prime, să primim aia, să primim... Dar să primim, să ne dea cineva, dar nimeni nu, unii și-au dat seama. Dar, după mine, soluția este nu în ce primești. Eu aș fi capabilă să fac un experiment în care la doi tineri le-aș da la unul 10.000 de dolari, să zicem, și la altul aș investi, deci o geantă cu 10.000 de dolari, să zicem, un cont, o donație, 10.000 de dolari, și la altul aș investi în educația lui 10.000 de dolari. O întrebare pe care a fost pusă primului ministru al Elveției a fost de un tânăr care a spus: am 10.000 de dolari, unde mă sfătuiți să investesc? Și a spus: în tine însăți. Asta, foarte bun. Asta este problema. Mă uit cu durere la tinerii din jurul nostru, care foarte puțin sunt dispuși să... Nu mă refer la cei care într-adevăr înțeleg
cât de important este ca ei să fie pregătiți pentru marea bătălie a vieții, pentru că viața este o bătălie, fără discuție. Dar aici trebuie să te decizi dacă vrei să fii un învingător sau un învins. Nu poți să fii, dacă vrei să fii victima sau vrei să fii învingător, nu le poți fi amândouă deodată. Li se pun foarte multe încârcă tinerilor și de cele mai multe ori se spune că aceste generații nu sunt pregătite sau o iau prea n-au ușor. Nu sunt pregătite. Deci eu cred în forța și în valoarea tinerilor. Altfel, nu, acum, cum să vă spun eu, într-o perioadă în care trebuie să mă gândesc la vacanțe, și chiar mă gândesc la vacanțe, dar mă gândesc la o vacanță atât de frumoasă și de utilă în care eu aș putea să îi ajut pe alții să își descopere valoarea, să aduc valoare în viețile lor. Este absolut senzațional când poți pe cineva să ajuți fără să faci mare lucru. Doar să-i dai, eu știu, niște direcții așa care sunt foarte importante. Practic, aceasta e implicarea pe care ar trebui și probabil că și-o și dorește acest centru pentru excelență. Pentru că copiii în afară de minunați. Materialele de care este da. Nevoie, este nevoie și de, de acest exemple, bagaj de experiență. De exemple personale și e nevoie de modele. Noi suntem într-o societate în care dacă întreb pe tineri ce modele au, o să fim foarte derutați. Deci dacă le dăm un extemporal, vă rog, scrieți modelele voastre, cred că din asta se poate vedea cam pe cine admiră. Permiteți-mi să fiu puțin răutăcios. Multe din aceste modele vin chiar din lumea modei. Da, vin, dar vedeți, pe ecranele televizoarelor au apărut tot felul de personaje în dreptul cărora trebuie să se scrie așa nu. Din păcate și realizatorii de emisiuni pe care eu îi apreciez și iubesc pentru că fac emisiuni bune, mulți, promovează de multe ori ceea ce ei n-ar vrea să aibă acasă. Și asta poate este pentru rating. Și asta, bun, dar ratingul este și asta o chestie stupidă, pentru că normal că atunci când faci ceva scandalos, lumea care așa e obișnuită să fie superficială, se uită la o chestie scandaloasă. Eu personal, de exemplu, când văd așa foarte mulți oameni adunați, nu sunt tentată. Dar foarte mult, această psihologie de gloată, noi o avem, pentru că vine de pe vremea comunismului. Iar tinerii ăștia, în loc să aibă în față exemple frumoase, în loc să au apărut acum câteva emisiuni foarte frumoase, care trebuie scoase în evidență și care trebuie date de exemplu. Și sunt sigură că cu copiii ăștia minunați se pot face lucruri extraordinare cu o singură condiție. Depinde ce semeni ai culegi. Adică nu poți să ai oameni de bun simț când le dai exemple negative. Da, absolut. Și cel mai bun exemplu care merge acum spre tineri este această gală a voluntarului din 2013. Da. Cam ce vă propuneți pentru anul viitor? Care vor fi pașii? Care vor fi acțiunile care vor însufleți acest proiect în următorul semestru, să zicem așa. Nu vorbim de întreg anul 2014, dar cam care ar fi acțiunile care vi le propuneți pe un termen mediu? Da, sigur, aș vrea să insist pe acest centru de excelență pentru elevi, pentru că acesta va fi, sigur, proiectul de anvergură în care vor fi implicați foarte mulți voluntari. Și cred că ar trebui precizat că este nevoie nu doar de un suport material. Avem nevoie, de exemplu, de doamna Elena Răslean, de poate oameni de valoare a Aradului, scriitori, oameni de cultură, sportivi. Oameni de artă. Deci domeniul artistic, domeniul sportiv, domeniul tehnic. Excelență înseamnă și, eu știu, a fi un extraordinar de bun meseriaș. Este tot o excelență. Deci sunt foarte multe domenii și aici de-abia aștept, eu voi fi prima care de-abia aștept să conturăm acest proiect, pentru că sunt sigur că va fi benefic
va fi un lucru de care arădenii vor fi foarte mândri și vor fi foarte mulțumiți, pentru că nu se poate altfel. Și apropo de semnalele primite de la alți oameni de succes din Arad, care au fost acestea? Cum se întorc ei spre acest proiect? Sau încă nu știu prea mulți și, iată, au ocazia să afle de la noi? Da. Sigur, deocamdată suntem la început cu proiectul. Municipalitatea tocmai a alocat un spațiu unde ar urma să-și desfășoare activitatea, centrul de excelență, dar am primit foarte multe semnale pozitive, oameni de afaceri care au oferit, de exemplu, mobilier, care au oferit calculatoare pentru ca tinerii să-și poată desfășura activitatea, foarte mulți profesori care s-au oferit să vină să acorde sprijin pentru elevii care au capacitatea de a învăța, care au potențial, pentru că asta este important. Este foarte, foarte ușor să ne mândrim cu elevi care au ajuns la olimpiade naționale și internaționale. Sunt foarte mulți elevi din Arad care au obținut rezultate excepționale, dar foarte puțin știu efortul pe care îl depun acești elevi, efortul familiilor, care poate nu întotdeauna au aceste posibilități. Aceasta își dorește acest centru de excelență, de a ajuta elevii cu posibilități, dar totodată și de a aduce în fața elevilor, în fața tinerilor, pe oamenii de succes ai Aradului, oameni care pot forma acești tineri. Practic va fi și un centru educațional. Da, complementar sistemului de învățământ. Să sperăm că totul va fi bine. Dar înainte să încheiem emisiunea, doamna Lăslan, o să încep cu dumneavoastră și cred că aveți o sarcină destul de importantă în această seară, prin mesajul dumneavoastră pe care puteți să-l transmiteți acelor manageri sau acelor oameni care au funcții și poziții importante să se întoarcă spre acest proiect, să vină în întâmpinarea lui și să încercăm să facem ceva pentru comunitatea arădeană. Îmi place să spun că acea cameră va aparține pentru transmiterea acestui mesaj. Da. Eu mă bucur foarte tare că pot și îmi dați ocazia să îndemn la o acțiune în comun, la a fi împreună, pentru că împreună cu siguranță vom fi mai puternici, la a fi împreună pentru un viitor luminos pentru noi. Dacă acești copii pornesc pe direcție bună, cred că primii care beneficiază suntem noi, cei care deja am scris teza, cum s-ar spune. Deci, cred eu că a fi împreună în educarea și în buna direcționare a tinerilor care acum își caută drumul spre succes este, până la urmă, dincolo de o faptă nobilă, este până la urmă o faptă bună din toate punctele de vedere, inclusiv pentru cei care pun umărul în a arăta ușa pe care trebuie să o deschidă un tânăr spre a ajunge acolo la zona aceea de lumină pe care și-o dorește. Vă mulțumesc foarte mult. Mergem acum la Ramona Crețu cu acele gânduri pe care le transmitem la final de emisiune pentru participanții la acest eveniment și pentru oamenii care dorim să-i sensibilizăm să vină aproape de acest frumos proiect, acest centru de excelență. În primul rând, dacă mi s-a oferit această ocazie, doresc să mulțumesc sutelor de voluntari care de-a lungul anului 2013 au fost alături de municipalitate și au sprijinit toate acțiunile de voluntariat. Mesajul pentru societatea civilă din Arad este de a ni se alătura în acest demers, de a susține excelența în Arad, de a susține elevii cu potențial. Iată, atâta ne-a fost alocat pentru această emisiune. Cred că am transmis destule mesaje pozitive. Nu trebuie să spunem chiar totul, pentru ca telespectatorii să rămână interesați de acest proiect și să ne mai întâlnim aici, să discutăm despre aspecte legate de acesta. Vă mulțumesc pentru participare la subiectul zilei. Mulțumim! Și, dragi telespectatori, nu uitați să rămâneți alături de alte programe interesante la InfoTV. Mai bine!